Cu ocazia aniversării a 50 de ani de la primul pas al omului pe lună, Agenția Spațială Română și Universitatea Politehnică București au dezvelit o placă memorială dedicată misiunii Apollo 11. Aceasta înfățișează pe cei trei astronauți care au participat în urmă cu 5 decenii la marele eveniment. Alături de figurile lui Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin și Michael Collins, placa memorială include mesajul Misiunea Apollo 11, primii oameni care au pășit pe lună 20 iulie 1969 și va rămâne expusă în campus Universității Politehnice București, lângă esplanada Bibliotecii Centrale. În 1969 nu eram născut. Cam nimeni nu-i perfect în viață. Dar mi-a fost adus aseară în amintire, mi-a fost, fost prezentată din amintirea profesorilor noștri și a doamnelor și domnilor academicieni momentul 1969 în Politehnică. Pe acest platou pe atunci această clădire nu exista și o parte din de clădirile de astăzi, doar o parte erau existente. Aici, în această piațetă, redesenată, repet, studenții erau mulți, discutând, fremătând, uitându-se la un televizor scos din corpul BN pe care îl vedem aici, la ce se întâmplă în acel moment ca schimbare în lume. După 50 de ani, suntem aici împreună, în a marca acest moment. Îndrăznesc să spun, fără să pun întrebarea, în cea mai importantă universitate tehnică din această parte a lumii, împreună cu partenerii noștri de la Rosa, cu ambasada americană, încercând să dăm un mesaj nu doar pentru ceea ce a fost, ci mai ales un mesaj pentru generațiile care vin. Atunci când Neil Armstrong a pășit pe lună, eu aveam 17 ani și cu multă emoție stăteam în fața televizorului la Brașov în vacanța de vară cu părinții să urmărim acest eveniment epocal căruia încă nu înțelegeam foarte bine însemnătatea, dar am aflat-o mai târziu. Nici nu mă gândeam atunci că România are acces la spațiul cosmic, va avea și mai mult acces la spațiul cosmic și că numai peste 12 ani de la zborul lui Neil Armstrong, eu aveam să devin al 103-lea cosmonaut al lumii și să reprezint România în spațiul extraatmosferic. As we all know, this Saturday will mark the 50th anniversary of humankind's first step on the moon. Neil Armstrong's small step that captured the world's imagination. Illustrating the stunning possibilities of human accomplishment. Până în prezent, doar 12 astronauți au reușit să ajungă pe suprafața lunii, ultimul dintre ei în anul 1972. Specialiștii din domeniu urmăresc să îmbunătățească statistica aselenizărilor în următorii 5 ani și au creat programul Artemis. Acesta este coordonat de NASA în colaborare cu o serie de parteneri internaționali, printre care și Agenția Spațială Europeană, din care România face parte ca stat membru. Misiunea Artemis 3 va duce în anul. 2024, astronauți pe lună, inclusiv prima femeie care va păși pe scoarța satelitului natural al Terei și va fi echivalentul lui Apollo 11.